Патриотов Боготеза. Haideți, poți. Chiar dacă bisericile sunt închise seara, slujitorii Domnului bat orașul lung și înlat până seara târziu ca să sfințească locuințele enoriașilor. Credincioșii nu s-au deranjat însă să deschidă ușa la ora târzie și s-au mulțumit să-i privească pe oamenii bisericii prin vizor. La intrarea în fiecare scară de bloc, preoții au lipit afișe care le anunțau vizitele cu Boboteaza și cum mulți dintre enoriași sunt la serviciu în timpul zilei, slujitorii Domnului și-au adaptat și au introdus schimbul 2. Efortul a meritat. Cel ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat. Cu siguranță că ne așteaptă cu dragoste și noi îi vizităm cu dragoste. Ce au spus enoriașii despre vizita nocturnă a trimișilor Domnului? Chiar îl așteptam pe părinte și o binecuvântare să țin de preotul în casă. Și bănuți pentru... Bineînțeles, da. Asta e ceva simbolic. Da, credința e mai presus de toate. În ultimele zile, preoții se aud în scările blocurilor până după ora 20. Vizita o efectuăm numai seara, de la orele 16:30, pentru că, având o parohie numai de locuințe, numai de apartamente, aceștia pe credincioși îi găsim acasă numai după amiază. Mâine se sărbătorește botezul lui Iisus Hristos, sărbătoarea fiind cunoscută și sub numele de Bobotează. Enoriașii vor primi apă sfințită, care are rol de îndepărtare a răului și de curățire. Tradiția ortodoxă cere ca în această zi să se mănânce grâu fiert și piftii și să nu lipsească de pe masă un pahar de vin roșu.